ce Zara, alături de jumătatea ei puternică, Alexei, în premieră apar în fața camerelor de filmat. Chiar dacă au sărbătorit deja nunta de mătase, adică 12 ani de căsnicie. Noi ne-am înțeles în start că soțul meu nu prea își dorește să apară în vizor. Chiar și astăzi destul de greu l-am convins să vină. Totuși, până la urmă, avem 12 ani de când suntem împreună și e timpul cumva să se adapteze și cu meseria mea din punctul ăsta de vedere. Ca o soție devotată și înțelegătoare precum este, a respectat alegerea soțului de a-și ține fericirea departe de luminile reflectoarelor. Eu am crescut într-o familie unde noi ne protejăm dragostea și eu consider că părinții mei din acest motiv sunt împreună de atâția ani. Pentru că noi încă nu ne-am căsătorit, noi ne-am cununat. Dar eu consider că cununie este cea mai importantă într-o căsătorie. Если не было, значит будет. S-au cunoscut pe online, iar lui Alexei i-a luat ceva timp ca să o cucerească. Ba mai mult, a mers după ea aproape la capătul lumii. Eu fiind după o relație cam bolnăvicioasă și deja m-am despărțit și am zis că nu, eu fac pauză și nu mai vreau nimic, el la fel după o relație la fel de consumată, uite că ne-am întâlnit pe rețelele de socializare. El a fost cel care mi-a scris mesaj, a insistat, eu nu i-am răspuns și el tot a insistat și a insistat. Поехал за ней на Украину к ее бабушке сам. Не знаю куда, куда-то вот понесся туда вот. Foarte mult timp petreceam acolo la bunei, pentru că este și mai aproape de mare. Și el a plecat cu mine la mare. Eu i-am zis, atunci era primul an când ne-am cunoscut, eram cu prietena mea și am zis eu plec la mare. El a venit la mare. Acolo noi, relația noastră oficial, ne-am zis că da, noi vrem să fim împreună și a fost ca un fel de aventură și el a venit la bunica, a făcut cunoștință cu bunica și apropo bunica, din toți prietenii mei, l-a ales pe Alexei. Sunt ca focul și apa, ea se aprinde repede, iar el, la fel de repede, știe să-i tempereze pornirile și emoțiile. Eu am devenit mult mai feminină, eu am uitat de pantaloni și de toate chestiile pe care le aveam când eram rocheriță. El cumva m-a scos din starea aceasta, pentru că eu aveam nevoie să trec printr-o altă perioadă, un pic să mă mai maturizez din punctul ăsta de vedere, cu toate că eram destul de matură, dar nu mi-ajungea acea feminitate, nu mi-ajungea acea femeie care trebuie să fie în interiorul meu. У меня просто опыта нету женитьбы на разных женщин и житья с разными женщинами, поэтому как бы то, что есть дома, мне очень даже устраивает. Alexei este unicul hairstylist pe mâinile căruia Cezara și-ar lăsa podoaba capilară. Помнишь, я говорю, ты меня стригешь до сюда. După care el mi-a zis, ok, du-te acolo afară, beau cafea, un ceai și peste jumătate de oră te apropii și o să vedem, hai să gândești la fel. Eu zic, am stat așa jumătate de oră, pentru că el mă cunoaște că eu sunt foarte impulsivă și de multe ori după asta regret. Am stat afară, am băut o cafea și vin și el îmi zice, păi ce, tu cum vrei, tot așa? Pomniși? Da. și el zice, bine, hai facem așa, nici pe tău, nici pe meu. Deci, până aici, până la sân. Deși el o place așa cum este ea și n-ar ajusta nimic la felul cum arată soția. Da. Cum можно сказать жене, що у неї какая-то пісня плоха? Я, во-первых, муж, а потом уже все остальное. Если я скажу, що что-то плохо, не так, приготовят вкусный обед тогда. Căsnicia, dar și maternitatea au schimbat-o mult pe rocherița familiei. Eu sunt tare atașată de copilul meu. Poate din motivul că noi foarte mult ne-am dorit acest copil. Eu l-am așteptat mulți ani. Și Cezar simte același lucru. El este foarte atașat de mine. Noi ne completăm unul pe altul, practic, eu cu Cezar. Suntem ca un tot întreg, știi? Și eu doar îl privesc și el deja mă cunoaște cam ce aș vrea eu să zic. Deși, de semn mari de talent, părinții îl țin pe Cezar departe de online. Să facem iar sport, sport, ține ziua toată, sport, sport. Da, vrei să cânti, ok. Am imprimat și un cover. Și într-adevăr are voce, are un diapazon mare. El este cel care vrea. Dar
iarăși eu sunt foarte atentă, pentru că vezi ce se întâmplă acum cu, așa zisul nostru, showbiz. El este bărbat și el trebuie să fie cel care să aducă bani în casă și să aibă grijă de familie, pentru că un bărbat așa trebuie să fie în familie. Și iată de ce eu cumva îl ghidez așa să fie, să gândească corect din punctul ăsta de vedere. În cazul ăsta, dacă sunteți speriați, dacă atât de mult vă protejați un copil, de ce îi permiteți să-și facă un vlog? Ajungând la o maturitate, atunci poate să facă chestia asta. Și nici nu i-a permis lui Cezar să iasă la o vârstă foarte, foarte mică în fața ecranelor. De ce? Lasă să crească, lasă să vadă, să muncească. De dragul celui mic, Cezara a devenit extrem de mămoasă. Uneori se lasă vrăjită de el și cu greu se desparte de Junior înainte de somn. Deci o seară poate să fie așa, o seară vine și îmi zice: mami, hai te rog. Da? Știi cum e Cezar? Mami, hai te rog. Apropo, somnul calitativ era un vis pentru părinți. Abia acum, după ce a mai crescut, Cezar se pot bucura să doarmă cât își doresc și pe ce doresc. Un somn sănătos înseamnă când toată lumea mă lasă în pace, da? Un somn sănătos înseamnă când dormitorul este comod, când salteaua este și mai comodă. Această saltea este foarte comodă, nu este nici tare, nici moale, așa cum trebuie să fie. Și datorită acestui lucru poți să dormi bine și poți să ai și vise frumoase, pufoase, interesante. După vârsta de 2-3 ani, când el deja dormea singur în pătuc, eu eram foarte atașată și mereu mă gândeam: a, ce face el acolo, și mă trezeam. Știi, instinctul ăsta matern. Când Cezar deja este clasa a doua și este un pic mai independent și eu mă simt mai comod. Și de când am cumpărat o saltea bună. Получается, в час ночи ложится, ребенок просыпается в 6:30. Это получается где-то пока полчаса еще лежишь на кровати. И вот они 6 часов. Для того, чтобы встать бодрым, нужно вечером вкусно покушать, выпить 100 грамм коньяка и лечь спать. У меня должен быть мой личный диван. Я поэтому не люблю ездить по гостям и оставаться где положат. Люблю спать дома. Astăzi, cuplul testează noua saltea de la Dormeo. Dormeo Ergo Comfort este o saltea ergonomică, proiectată științific. Asigură sprijin maxim pentru spate, poziția corectă a coloanei vertebrale și eliminarea punctelor de presiune din zonele problematice. Datorită stratului suplimentar, ergomodelul dat se adaptează la forma corpului, oferindu-vă confort excelent.